Da, înainte de a trece la ședința propriu-zisă, mă propun să ținem un moment de recolecere pentru colegul nostru, Eugen, care acum câteva clipe și-a dat sfârșitul. Având în vedere că avem dvorul, putem începe ședința. Vă consult dacă ați studiat procesul verbal de la ședința anterioară. Dacă da, cine este de acord? Se abține, împotrivă, nimic. Deci, procesul verbal a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte să prezinte ordinea de zi. În conformitate cu prevederile articolului 134 alineatul 1 litera A din ONG numărul 57/2019 privind codul administrativ prin dispoziția numărul 15 din 23.1.2020 a primarului comunei Berești Azlău, județul Bacău, sunteți convocați să lua parte pe ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Berești Azlău, care va avea loc astăzi așa orele 14 în sediu primăriei cu următoarea ordine de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism plan urbanistic general al comunei Berești-Azlău cu regulamentul local de urbanism aferent. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate a caietului de sarcini și a modelului de contract pentru închirierea unui spațiu în vederea înființării unui dispensar veterinar în clădirea fostului CAP Berești-Azlău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția în reabilitare dispensar Tescani, Comuna Berești-Azlău, județul Bacău. Și 5 diverse. Dacă mai aveți și alte propuneri, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Abțineri, împotrivă, mulțumim. Deci, punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului. Dăm cuvântul lui domnului... doamna... Consilier... Da. Vlada Rujana. Poftiți. Raport de specialitate privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local, care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat, având în vedere prevederile articolului 6, alineatul 2 de legea 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor prezentei legi, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar la solicitarea primarului acțiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igienă a muncii. Primarii au obligația să întocmească un plan de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la articolul 2, să țină evidența efectuării acestor ore și să asigure instructajul privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local. Planul de acțiuni sau lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărârea Consiliului Local. În funcție de solicitările venite din partea instituțiilor parteniere în organizarea și evidența orilor de muncă, planul de acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi realizat pe parcursul anului și aprobat prin hotărârea Consiliului Local. În conformitate cu prevederile articolului 7, prin persoana aptă de muncă se înțelege persoana care îndeplinește următoarele condiții. Are vârsta cuprinsă între 16 și vârsta standard de pensionare, nu urmează o formă de învățământ, cursuri de zi prevăzute de lege, are starea de sănătate și capacitatea fizică și psihică corespunzătoare care o fac aptă pentru prestarea unei munci.
Incapacitatea fizică și psihică este dovedită cu acte eliberate în condițiile legii. Având în vedere proiectul de hotărâre, beneficiarea ajutorului social conform legii 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, vor efectua orele de muncă lunar sub directa îndrumare a viceprimarului, după listele și orele de muncă emise de responsabilul cu asistența socială, protecția socială și autoritatea tutelară în conformitate cu prevederile legislative. Pontajele întocmite de viceprimar vor fi vizate de primar și predate până la 25 a fiecărei luni pentru transmiterea acestora însoțite de alte acte stipulate de lege către Agenția Județeană de Prestații Sociale Bacău pentru efectuarea plății ajutorului social. Responsabilul cu asistența socială, protecție socială și autoritatea tutelară supune materialele prevăzute consiliilor abilitate din Consiliul Local al Comunei Bereștiagău spre aprobare în conformitate cu legislația în vigoare. Având în vedere cele expuse mai sus, propun inițierea proiectului de hotărâre privind planul de acțiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat. Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local care vor fi realizate în anul 2020 de către beneficiarii venitului minim garantat. Primarul Comunei Bereștiagău, județul Bacău, având în vedere raportul compartimentului de specialitate numărul 392 din 27.1.2020, prezentat de referentul social, expunere de motive a primarului Comunei 393 din 27.1.2020, rapoartele de avizare a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, numărul 419 din 28.1.2020, prevederile articolului 28 aliniatul 1 și 7 din hotărârea Guvernului 50/2011 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat actualizat. În conformitate cu prevederile articolului 136 din OUG numărul 57/2019 privind codul administrativ, propun aprobarea planului de acțiuni sau lucrări de interes local anual privind obiectivele și lucrările comunitare care vor fi realizate în anul 2020 de către potențiali beneficiari ai venitului minim garantat conform anexei la prezentul proiect de hotărâre. Responsabilul cu asistența socială, protecția copilului, are obligația de a transmite Agenției Județeană pentru Prestații Sociale Bacău planul de acțiuni sau lucrări de interes local aprobat prin hotărâre de către Consiliul Local. Articolul 3. Responsabilul cu asistența socială, protecție socială, sub coordonarea viceprimarului comunei, va prezenta lunarul situație cu lucrările efectuate în conformitate cu planul de acțiuni aprobat pentru anul 2020. Persoanele nominalizate la articolul 2 și 3 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Inițiator primar profesor Dumitru Turpan, avizat pentru legalitate, domnul secretar Ionel Lovin. General. Da. Și planul de acțiuni și lucrări de interes local cu obiectivele, acțiuni și măsuri de întreprindere și termen de realizat. Obiectivele. Lucrări de întreținere a acostamentului pe lungimea drumurilor comunale și județene aflate pe raza Comunei Bereștiagău, acțiuni îndepărtarea mânului și altor resturi rămase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitații. Termen de realizare este permanent. Responsabil avem Poliția Locală, Serviciul Social și domnul viceprimar Țimiraș Ioniță. 2. Lucrări de curățare manuală a albilor pârâurilor de pe raza comunei. Acțiuni. Îndepărtarea vegetației specifice crescute în albia pârâurilor, îndepărtarea gunoaielor depozitate în aceste zone de colmatare și săpături manuale. Termen permanent. 3. Lucrări de întreținere a cimitirelor.
acțiuni, îndepărtarea mărăcinișurilor, a resturilor vegetale, întreținerea gardurilor, termen permanent. 4. Întreținerea monumentului eroilor din satul Tescani. Zugrăvel, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, întreținerea gardurilor și plantarea de flori. 5. Lucrări de întreținere a centrului civic din satul de reședință a comunei, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoailor, întreținerea apostamentelor, vopsirea și reparația gardurilor. 6. Lucrări de întreținere a zonei adiacente școlilor din comună, acțiuni de curățare a șanțurilor de scurgere a apei rezultate din ploi și zăpezi, îndepărtarea resturilor vegetale, a gunoailor, întreținerea apostamentelor, vopsirea și reparația gardurilor, termen permanent. 7. Lucrări de curățare a resturilor vegetale aflate pe marginea drumurilor comunale și județene de pe raza comunei. Acțiune, îndepărtarea resturilor vegetale, a mărăcinișurilor, a gunoailor, întreținerea apostamentelor. 8. Lucrări de întreținere în incinta curților instituțiilor publice din comuna Berești-Azlău. Aceeași acțiune de îndepărtare a resturilor vegetale, a gunoailor, întreținerea apostamentelor, vopsire și reparație de garduri. 9. Întreținerea în sezonul rece a drumurilor comunale și județene de pe raza comunei Berești-Azlău. Îndepărtarea zăpezii cu mijloace mecanice și manuale. Împrăștierea materialelor antiderapante. Asta în perioada lunilor ianuarie, februarie și martie și octombrie, noiembrie și decembrie. Termen de realizare. Alte activități de interes și utilitate publică, asigurarea depozitelor de combustibil solid, diferite activități de întreținere și reparații ocazionale de producerea unor fenomene naturale, cum ar fi ploi torențiale, vânt puternic, incendii, cutremure, inundații, etc. 11. Lucrări de întreținere în incinta târgului Tescani și zona limitrofă. Îndepărtarea gunoaielor, întreținerea și vopsirea gardurilor și anexelor ce aparțin OAT Berești-Azlău, săptămânal. Responsabil, domnul Țimirașuniță și primarca Lucian. Cam atât au fost din planul de acțiuni. Mulțumesc. Dacă aveți ceva la materialul prezent discuții, de propuneri, dacă este bine tocmit, atunci și nu aveți. Aveți ceva de obiectat? Dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Mulțumim. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului. Prezintă domnul... Mulțumim, doamna... Vă mulțumesc și eu. Aveți cuvântul, domnul Maciucă. Raport pentru prelungirea termenului de valabilitate a planului urbanic general și al regulamentului local de urbanism a Feriei Comunei Berești-Azlău. Doamnelor și domnilor, potrivit legii 360/2001 privind amenajarea teritoriului și al urbanismului, fiecare unitate administrativ-teritorială are obligația să-și întocmească și să-și aprobe planul urbanism general care se actualizează periodic la 10 ani. Având în vedere planul urbanism general al Comunei Berești-Azlău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 6/25/2010, este valabil până la data de 25/2/2020. În conformitate cu prevederile articolului 46 din legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, termenul de valabilitate a planului urbanism general se prelungește o singură dată pe bază de hotărâre a Consiliului Local, Consiliul General al Municipiului București, până la intrarea în vigoare a noului plan de urbanism general. Propunem aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a planului urbanism general al Comunei Berești-Azlău și regulamentul local de urbanism aferent comunei până la data de aprobării documentației de urbanism. Reactualizat. Sau cuvântul proiectului de hotărâre pentru prelungirea termenului de valabilitate a
planul urban general și al regulamentului local de urbanism aferent Comunei Bereștea-Zău. Primarul Comunei Bereștea-Zău, județul Bacău, având în vedere raportul de specialitate numărul 394 din 27.1.2020 și avizul favorabil al comisiilor de specialitate, văzând prevederile articolul 2, alineatul 2 și articolul 8 din alineatul 2 din legea 50.91 republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții prevăzute articolul 25, alineatul 1, articolul 26, articolul 46, alineatul 1 și 3 și articolul 56, alineatul 1 din legea 352.1 privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolul 136 din OG numărul 67/2019 privind podul administrativ, propun. Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism și a planului general al Comunei Bereștea-Zău aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 6/25/2010 cu regulamentul local de urbanism aferent până la data aprobării documentației de urbanism actualizate. Vă mulțumesc. Discuții pe marginea materialului prezentat. Da, câteva cuvinte doar legat de planul urbanistic general. Deci el poate încă se mențină prin aprobarea pe care o să o dăm probabil astăzi. Se menține în vigoare și noi am demarat deja procedurile pentru reactualizarea planului urbanistic general, însă aceasta este de durată, durează cel puțin un an, jumate, doi, dacă nu. Pentru că vă dați seama că trebuie reluat absolut tot, topometrie și așa mai departe, tot ce înseamnă de un plan urbanistic general. Documentațiile vor fi mai ample, pentru că intenționăm să mărim zona de construire, adică zona de intraviram, și în același timp să ținem cont de toate utilitățile care sunt necesare la momentul actual în buna funcționare a comunei noastre. Deci s-au fost demarate primele proceduri pentru achiziția serviciilor de topometrie și apoi și de întocmire a documentației, plus avizarea, care iarăși e de durată, avizele fiind de la toate forurile județene, adică începând cu mediul, drumuri naționale, drumuri județene, apă și așa mai departe. Deci cam astea sunt. Lucrurile deja sunt în mișcare și sperăm ca într-un timp rezonabil să putem să avem nou plan și odată cu el să avem și facilitățile de care ne putem bucura pentru noi construcții și noi să schimbăm tot ce trebuie schimbat în aceste documentații. Atât. Dacă mai aveți și dacă nu se pune la vot, cine este pentru? Mulțumim. Abține, împotrivă. Punctul 3. Proiect de hotărâre prin studiul de oportunitate a caietului de sarcini și a modelului de contract. Prezintă tot domnul Măciu. Poftiți. Referat de specialitate la proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu din neamului situat în localitatea Bereștea-Zău, aflat în domeniul public al Comunei Bereștea-Zău, pentru amenajarea unui dispensar veterinar. Potrivit prevederilor OG numărul 57/2019 privind codul administrativ, constituie patrimoniu al unității administrative teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public și privat, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial, Consiliul Local al Unităților Administrative Teritoriale, hotărând închirierea acestui bunuri în condițiile legii. În conformitate cu prevederea articolului 14 din legea 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările ulterioare, închirierea bunurilor proprietate publică a comunelor se face numai cu aprobarea Consiliului Local prin licitație publică organizată potrivit prevederilor legale. Spațiul propus spre închiriere este situat în incinta imobilului situat în localitatea Bereștea-Zău, în domeniul public al Comunei Bereștea-Zău. Acesta dispune de acces separat de restul clădirii, este format din două încăperi,
poli și baie în suprafață totală de 62,88 metri pătrați și poate fi folosit pentru amenajarea unui dispensar veterinar. Considerăm oportună aprobarea închirierii acestui spațiu și scopul amenajării unui dispensar veterinar, având în vedere avantajele pe care acesta le oferă cetățenilor din această localitate, care în prezent nu pot beneficia de servicii de specialitate în domeniu. În prezent, spațiul este liber, motiv pentru care considerăm că este oportun atragerea unor fonduri de la bugetul local provenite din plata chiriei și a impozitului. Având în vedere cele mai sus, propun inițierea unui proiect de hotărâre pentru închirierea unui spațiu de imobil situat în localitatea Belești-Azlău, aflat în domeniul public al Comunei Belești-Azlău, în vederea amenajării unui dispensar veterinar. Proiect de hotărâre. Privind închirierea unui spațiu din imobil situat în localitatea Belești-Azlău, aflat în domeniul public al Comunei Belești-Azlău, pentru amenajarea unui dispensar veterinar. Primarul Comunei Belești-Azlău, județul Bacău, având în vedere cererea depusă de SC Gascon Vest SRL de cu sediu în localitatea Brăgești, înregistrată sub numărul 99 din 9.1.2020 la Primăria Comunei Belești-Azlău, prin care solicită închirierea unui spațiu din domeniul public sau privat al comunei în vederea amenajării unui dispensar veterinar. Expunerea de motive numărul 397 din 27.1.2020 a primarului Comunei Belești-Azlău, prin care se propune închirierea unui spațiu din imobilul situat în localitatea Belești-Azlău, aflat în domeniul public al Comunei Belești-Azlău, pentru amenajarea unui cabinet medical. Referatul de specialitate numărul 396 din 27.1.2020 a compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a primarului. Raportul de avizare a Comisiei de Specialitate a Consiliului Local numărul 421 din 28.1.2020. Studiul de oportunitate și raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat Arbănașul Mocanu Vasile Dorin. În conformitate cu prevederile articolului 14, articolul 15 și 16 din legea 213 pe 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acestuia cu modificările ulterioare. Articolul 333 și articolul 334 din nou G numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ. În temeiul prevederilor articolul 136 din ordonanța de guvern 57 pe 2019 privind codul administrativ. Propune. Se aprobă studiul de oportunitate a raportului de specialitate întocmit de evaluarea evaluator autorizat Arbănaș Mocanu Vasile Dorin privind închirierea unui spațiu în suprafață de 62,88 metri pătrați de imobilul situat în localitatea Belești-Azlău, aflat în domeniul public al Comunei Belești-Azlău pentru amenajarea unui dispensar veterinar. Se aprobă documentația aferentă închirierii spațiului, regulamentul de închiriere al spațiului prevăzut în articolul 1 caiet de sarcini, modul de contract formulare aflat în administrarea Consiliului Local al Comunei Belești-Azlău în formă prezentă anexei numărul 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Prețul de pornire al licitației pentru spațiu prevăzut mai sus este de 4,5 euro metru pătrat pe an. Termenul închirierii a spațiului ce face obiectul prezentului hotărâri este de 10 ani. Se aprobă constituirea Comisiei de Licitație după cum urmează. Președinte Mihai Corneliu Mihăiță, Inspector Achiziții, membri Riban Pavel, contabil șef, reprezentant DGPP Bacău, Măciucă Vasilică, tehnician urbanism, Lor Mionel, secretar comună. Se mandatează primarului Comunei Belești-Azlău, domnul Tutan Dumitru, ca numele și pentru Comuna Belești-Azlău să încheie și semneze contractul de închiriere cu ofertantul delegat, declarat câștigătorul licitației de către Comisia de Licitație. Inițiator proiect primar profesor Tutan Dumitru, adjutat de Comisia Secretarul General, Lor Mionel. Mulțumesc frumos! Aveți ceva pe marginea materialului prezentat? Da, tot eu m-am adus. Intervin un pic ca să lămurim cât de cât situația. Bine, eu nu sunt absolut de acord cu chirie. Nu de chirie. E vorba de modalitatea de atribuire a unui spațiu care este absolut necesar întregii populații, sau mai bine zis animalelor, populației din comună și trebuie să parcurge o groază de etape care sunt absolut ridicole.
Adică trebuie să faci licitație pentru un spațiu care pur și simplu e necesar pentru oameni, nu neapărat. Eu, de exemplu, din punctul meu de vedere, l-aș atribui chiar gratuit, pentru că este o treabă publică. Nu e o treabă de afacere. Mă rog, asta e legislația și ne supune, trebuie să ne supunem ei. Numai citind câte articole și câte legi trebuie să respecti, parcă te apucă tot bățul. Mă rog, asta e. Și mai ales și ca termen. Termenul ăsta e de... te duci cam o lună aproape. Până atunci pleacă medicul. O altă anomalie care e odată cu mine la închirierea spațiilor ăstora, medicul veterinar care a fost până acum a ieșit la pensie, în locul lui trebuie să vină prin concurs un alt medic. Fiecare participant la concursul respectiv trebuie să-și asigure, să facă dovada că el are un contract de închiriere pentru un spațiu. Deocamdată sunt trei care și-au anunțat intenția de a veni aici. Deci ei închiriază prima dată spațiu și abia după aia se prezintă la concurs. Eu nu văd cum. Deci semnează un contract de închiriere, se prezintă la concurs, pierde concursul, că unul singur trebuie să ia concursul, iar ceilalți doi rămân cu spațiu de închiriere. Probabil fac o goșerie, nu știu. Nu. Ceva scârție, trebuie să vedem despre ce e vorba. Nici s-a adresat cererea de închiriere și... Spații cu destinații nu se poate. Eu știu despre chestia asta. Mă rog, procedura e asta. Noi am dat curs solicitării care ne-a fost adresată de un astfel de pretendent la post. Și după aia o să vedem ce urmează. Adică cine urmează să rămână. E absolut urgentă repartiția unui astfel de medic, pentru că sunt comuna e mare. Sunt probleme destule și mai ales în perioada asta când apare pesta porcină, ba gripa aviară, ba ce mai știu eu ce. Da. Încercăm să urgentăm, adică totuși trebuie să vedem care este drumul cel mai scurt, în așa fel încât să... În mod sigur, dacă se merge la două luni, deci te dau concursul să și transfer între timp. Da. Dacă mai are altcineva ceva de vedetat? Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Următoarele punct. Mulțumesc frumos. Mulțumim. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorii tehnico-economice. Președinte. Domnul. Pentru ce e pentru? Reabilitarea care este în satul ăsta. Ce ai spus? Da. Prezentați dumneavoastră. Să nu vorbesc de două ori. Da. E vorba de dispensarul uman din satul Tescan, care în momentul de față se află în stadiu de reconstrucție, reabilitare, de fapt. E în faza de execuție cam de 80%, 85%, e pe fonduri guvernamentale, prin programul PNDR2. Lucrurile sunt în desfășurare și chiar în condiții, zic eu, bune de execuție, urmând ca în cel mai scurt timp să se și finalizeze, rămânând doar poate partea de exterior unde mai avem de făcut, mai sunt de făcut aleile și parcare. Și dacă timpul permite, cum e acum, și lucrurile respective vor fi executate la timp, dacă nu va fi o amânare de
o lună, maxim două. Deci, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiția reabilitare dispensar medical în sat Tescan, comuna Bereș-Tazlău. Având în vedere dispozițiile legale, în temeiul articolului 136 din Ordonanța de Urgență numărul 57 pe 2019 privind codul administrativ, propunem. Articolul 1. Se aprobă devizul general actualizat pentru investiția reabilitare dispensar medical în sat Tescan, comuna Bereș-Tazlău, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se aprobă valoarea totală actualizată a investiției în sumă de 948.137 lei, inclusiv TVA, din care de la bugetul de stat 680.081 cu TVA inclus, la bugetul local 268.047 lei cu TVA inclus. Articolul 3. Se aprobă cofinanțarea din bugetul local în sumă de 268.047, inclusiv TVA, și a oricăror alte cheltuieli neeligibile ce vor fi necesare realizării investiției. Consiliul, articolul 4. Consiliul Local al Comunei Bereș-Tazlău se angajează să asigure exploatarea investiției în conformitate cu legislația în vigoare. Articolul 5. Este împuternicit primarul Comunei Bereș-Tazlău, județul Bacău, domnul Trotan Dumitru, ca reprezentant legal de proiect. Deci asta este proiectul de hotărâre. Dacă sunt pe marginea materială, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Mulțumim. Abținem, împotrivă. Mulțumim. Punctul 5. Diverse, dacă... Cine are la diverse să-mi scrie la cuvânt. Cadrul nu e prea... adică... la diverse, parcă mi se pare ne la locul lui punctul ăsta, pentru că eu cel puțin mă simt copleșit de vestea pe care am primit-o și de faptul că, iată că la o lună distanță de ultima ședință, unul dintre colegii noștri nu mai e. Parcă mi se pare deplasat să discutăm despre becuri și despre exact. Alte lucruri pe care le da. Putem discuta și în afara ședinței. De asta propun președintele de comisie să, de ședință să, dacă sunteți de acord, să încheiem ședința și să de acord. Ne păstrăm gândurile acolo unde cu siguranță le avem fiecare dintre noi. Atunci vă mulțumim pentru participare și, noi. Și cu regrete cu o rând între noi.